ca oameni ai Scripturii, ca oameni ai cărții, oameni care predați, învățați din Biblie, citiți Biblia, o iubiți Biblia. Aș vrea să știu cum vă raportați dumneavoastră la cuvântul Scripturii în momentul în care citiți ceva și rațiunea spune, dom'le, e aproape imposibil sau nu cred lucrul acesta. Ceva parcă te pune în contradicție cu ceea ce ai citit, zici, probabil că, eu știu, ar trebui să cred, dar oricum n-am cum să înțeleg sau n-am cum să accept. Nu cred că a fost chiar așa. Poate că autorul a vrut să zică altceva, nu pricepe acum despre ce e vorba, poate pentru ei, pentru contextul în care a zis, se aplică la noi, nu se mai aplică. Știți discuțiile acestea, ai avea un exemplu specific? Sunt foarte multe exemple. Vă dau doar exemplu cu Iona. Cum este posibil să fie înghițit de un pește care să stea în pește atâta timp, apoi să fie vărsat pe mal și așa mai departe. Este doar un simplu exemplu. Dar mai sunt și altele pe care, cu siguranță... E cel faimos acesta, de fapt. Da. A fost... Vă rog, domnul Dăneață. N-ar fi bine să începem cu concluzia, dar asta e. E finalul? E un fel de final, dar... Am fost invitat la un moment dat de un prieten să luăm masa împreună, pentru că aveam de rezolvat o anumită situație. Și când m-am dus acolo, de mult se afla la masa respectivă un profesor de biologie cu care discutase problema din geneza, problema creațiunii. Și profesorul ajunsese și expusese teza în care spunea că nu se poate ca creațiunea să se fi realizat chiar în 24 de ore, în 7 zile a 24 de ore, deci zile literale. E mult de muncă. E mult de muncă. În sfârșit, teismul evoluționist sau, da, susține lucrul acesta. Și în final eu m-am așezat la masă și din politețe dânsii m-au interogat și pe mine în legătură cu problema asta. Este o altă, un alt domeniu unde de asemenea intră, apare evidentă puterea lui Dumnezeu și unde nu putem să explicăm prea mult. Pentru că nu aveam timp prea mult de vorbit, a trebuit să fiu scurt și voi fi scurt și acum. Întotdeauna când citesc Geneza, capitolul 1 și celelalte minuni ale creației sau ale existenței, de fiecare dată pentru mine, aceea este o evidență a ce fel de Dumnezeu am eu. Dacă am nevoie de un Dumnezeu mai aproape de condiția mea umană, atunci îmi voi crea un Dumnezeu mai mic și fiind un Dumnezeu mai mic, probabil că va avea nevoie de timp mai mult ca să rezolve problema cu creațiunea. Dacă însă îi dau voie lui Dumnezeu să fie Dumnezeu, să fie omnipotent, să fie superior condiției mele umane, atunci de fiecare dată creațiunea îmi vorbește ce fel de Dumnezeu măreț am, cât de deasupra posibilității mele de înțelegere este El și cât de frumos face lucrurile chiar și atunci când eu nu înțeleg despre ce este vorba. Deci, aici, încă o dată... Ar putea să vină în contradicție cu lipsa mea de înțelegere. Odată, da? Dar pe de altă parte ar putea foarte bine să vină în contradicție cu rațiunea mea. Corect. Pe de altă parte poate să vină în contradicție cu știința. Corect. Ori la ora asta când vorbim de știință, nu vorbim doar de ceva care, puțin știința presupune că sunt niște lucruri care au fost dovedite, explicate și punct. Dar eu vreau să eu de asta ți-am spus la început că e un fel de concluzie și vreau să spun, Marius, că Dumnezeu de aceea este Dumnezeu și vorba lui Luther, lăsați-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. De asta este Dumnezeu, pentru că El este deasupra științei mele. El este deasupra rațiunii mele, El este deasupra existenței mele. Deci, El are rațiuni superioare mie, are posibilități superioare mie, are un procedeu superior mie, astfel încât El întotdeauna poate să facă ceva din nimic, ex nihilo, da? El poate la un moment dat, ca în vidul absolut de la bun început, să zică și să se facă.
Condiția aceasta îmi scapă mie, atât condiției mele de laborator, cât și condiției mele raționale. Eu nu pot să raționez cu lucruri de felul acesta. În perspectiva aceasta îi mulțumesc lui Dumnezeu că am un astfel de Dumnezeu care mi este superior fantastic de mult și este superb. Bun. O să revin la dumneavoastră. Da. Spuneți, domnul... Prima mare problemă. Lucrurile duhovnicești se judecă duhovnicește. Asistăm la cel mai monstruos adulter când religia devine știință și știința devine religie. Interesant ceea ce spuneți. Dar sunt foarte mulți teologi care din Biblie au încercat să tragă anumite... Asta este problema. De multe ori am auzit, Biblia vorbește. Dacă luăm în acest sens, atunci tratăm Biblia ca pe o carte oarecare care ne spune ceva. Biblia nu poate fi înțeleasă decât atunci când Duhul Sfânt îți vorbește din ea și prin ea, din același text în Scriptură. Este vorba nu de studierea unei cărți. Nico, n-ar putea să ne acuze cineva în momentul acesta că noi suntem niște persoane extrem de retrograde, care pur și simplu negăm ceea ce este știință și acceptăm ceea ce este ocult? Nu am nimic cu cineva spunând acest lucru. Își manifestă libertatea un om. Dar revin în contextul acesta. În afară de călăuzirea pe care o dă Duhul Sfânt unui om în înțelegerea Scripturii și în care îl face pe Dumnezeu să-i vorbească prin Scripturi, nu Scriptura vorbește de la sine, nici Duhul Sfânt nu vorbește de la sine, ci vorbește ca reprezentant al lui Dumnezeu către noi. Mm-hmm. Da. Numai dacă cineva intră într-o astfel de experiență cu Scriptura, poate să spună despre Scriptură altfel, o citește ca și Satana sau ca oricare om ciudat de pe planeta aceasta, Pământ. Nu am suferit pierdere grozavă când am dat repede să răsfoiesc ceva și am citit undeva și, da, și am dat pagina următoare și altă dată, când am rămas în prezența lui Dumnezeu într-o stare diferită sufletească și când am văzut acolo unde nu mi se păruse că văd nimic, am văzut adevărate comori care au fost ascunse acolo. Bun, eu vreau să vă întreb direct. Te rog. Da. Citești Biblia, da? Citești Geneza, pentru că tot am vorbit de Geneza. La un moment dat, fără să știi, fără să ai alte informații, în momentul în care ai terminat Geneza de citit, în mintea ta ți s-a format impresia că Pământul este plat. Așa ai priceputul de acolo. Uh-huh. Da? Vin alții puțin mai târziu și demonstrează științific, stai puțin, că nu e chiar așa de plat, este altfel. Da. Păi și spui, stai un pic, dar uite ce am des, eu din Biblie și ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Cum poți tu să vii să spui că el e rotund când din cuvântul lui Dumnezeu eu înțeleg că el este plat? Și apare un conflict. Cum exemplu, poate nu este cel mai bun. Nu, este bun. E bun. Cum rezolvăm noi acest conflict? Pentru că este un conflict. Este exact ce am spus înainte. Deci tu folosești Biblia ca să faci astronomie cu ea. Biblia nu este pentru astronomie, nu e pentru geofizică. Nu. Când ea vorbește despre forma Pământului sau când îmi spune despre faptul că vorbesc izvoarele sau pietrele strigă sau așa mai departe, mie îmi transmite un mesaj duhovnicesc. Eu nu sunt aici ca să aflu forma Pământului. Citesc în Biblie să văd ce formă are Pământul. Nu, forma Pământului am luat-o cu poze din spațiu și îți spun sigur asta. Mai departe cu exemplul meu. Da. Din aceeași geneză, eu înțeleg că e vorba de un creator. Da. Vin alții puțin mai târziu și spun, stai puțin, că Pământul a apărut altfel, nu-i vorba niciun creator pe aici, sau eu știu, vine și îți dau alte forme de apariție și de evoluție a Pământului. Iar mai am un conflict. Da. Ce mă fac? Da. Hai să zic că la prima nu mi-a fost așa de greu să înțeleg că poate n-am citit eu bine Biblia și într-adevăr Pământul e rotund. Dar la a doua mi-e foarte greu. Da. Vezi, aici se schimbă rolurile. Aici imaginația unor oameni, așa numită știință, joacă rol de religie. Îmi cer mie credință. Tu când îmi spui mie așa ceva, tu apelezi la credința mea. Și credința mea trebuie să fie investită numai în cele duhovnicești.
Știință este când ai luat forma Pământului și mi-ai demonstrat, uite, frate, este rotund, dacă să-mi spui ce s-a întâmplat de-a lungul miliardelor de ani, un bieț în țar ca tine, când, în comparație cu spațiile acestea în timp și nelimitate, mi se pare o aroganță din partea unui om care ar trebui trimis înapoi în clasa întâia, săracul să o ia de la capăt ca să refacă traseul vieții lui. Nu putem să dăm roluri pentru care aceste lucruri nu au fost chemate să le împlinească. Iau din știință, iau din chimie, iau din fizică lucrurile clar demonstrate, evidente, dar supun teoriile de genul acesta, care nu au proba și controlul material, matematic, demonstrativ, le supun acestea unei categorii mai largi care se pot numi imaginație sau orice altceva. De fapt, când oamenii intră în domeniul ăsta, îmi cer mie să mă închin la gândirea lui. Închină-te mie. E un domeniu diferit acesta. Ai dreptul să-ți imaginezi, ai dreptul să-ți închipui, ai dreptul să corelezi date și să tragi concluzii personale, dar nu poți să numești aceasta știință. În vecii vecilor. A ști însemnează. Tu nu știi acest lucru. Tu presupui acest lucru. Și ești liber să presupui. Nu-i nicio problemă. Nu sunt vinovat pentru că tu presupui acest lucru. Da. Dar este presupunerea aceasta. Niciodată nu văd un om de știință cu bun simț care ar încerca să pună egal între aceste teorii și matematică, spre exemplu. Nu, matematica s-a demonstrat, 2 plus 2 fac 4, n-are sens să... Sunt unii care pot să demonstreze că fac 5, e nicio problemă. Da, vă rog. Luther la un moment dat a spus în fața prinților și în fața celor care l-anchetau următorul lucru: demonstrați-mi cu Biblia și cu rațiunea că sunt greșit și eu sunt de acord. Este un lucru frumos. Luther a spus Biblia și rațiunea. Uh-huh. Oamenii credinței nu sunt iraționali. Ei nu suspendă rațiunea. Ei folosesc rațiunea ca o metodă de cercetare pentru cuvânt, în cuvânt și care merge împreună cu cuvântul. Aici este un viciu pe care trebuie să-l înțelegem. Cineva încurcă lucrurile. Îmi pare bine că Nic a pus problema așa cum a pus-o. Vreau să spun doar un lucru. Știință înseamnă un lucru repetabil și măsurabil. Lucrul ăsta trebuie să-l știm de la grădiniță. Deci știința înseamnă un lucru repetabil și măsurabil. Dacă nu este repetabil, nu este știință. Dacă nu este măsurabil, nu este știință. Mă te rog frumos să-mi spui tu și să-mi spună oricine, cine poate să creeze în laborator visul, vidul universal de la început, în așa fel încât să fie repetabil și măsurabil? Cine a repetat vreodată evoluția? Cine a măsurat vreodată etapele evoluției? De la început vă referiți. Mă rog, dacă lucrul ăsta nu este posibil, atunci te rog să-mi spui, este evoluția o știință? Și dintr-o dată ajungem la concluzia că dacă nu este știință, atunci ce este? Și mai suportați-mă câteva minute. Evoluția nu este o găselniță nouă. Scris geneza și când a combătut evoluția și a lansat creaționismul, el lansa o idee total ciudată și străină în gândirea lumii de atunci. Creațiunea în 7 zile a fost și atunci tot așa de ciudată cum este astăzi. Și totuși Moise a pus mâna pe pană și a scris cu certitudine lucrul acesta datorită inspirației și datorită credinței lui în Dumnezeu. Vreau să spun doar că Scriptura pune bazele unui alt tip de gândire, unei alte percepții. Și atunci ca și acum, în momentul în care noi intrăm într-un sistem teist, evoluționist, nu facem altceva decât încercăm să lipim două sisteme de gândire care nu se potrivesc niciodată. Încercăm să lipim Biblia cu un sistem de gândire care vine din altă parte. Aici suntem. Colegul meu, Nicu, a spus lucrul ăsta înainte, susțin și eu acum. Este vorba
este vorba de ceva nenatural, este vorba de ceva ciudat care a apărut la mijloc, este vorba de înțelegerea greșită și folosirea greșită de termeni aici, în care Scriptura este la un moment dat lipită de ceva ce nu este organic, specific ei. Da. Ideea care am vrut să spun este că acum, în momentul în care intrăm și încercăm să schimbăm puțin sensul de taină, miracol și puterea lui Dumnezeu, în momentul respectiv noi încercăm să îmbrățișăm o gândire nouă din punct de vedere al Bibliei sau nebiblică, ca să folosesc termenul ăsta. Da, care de fapt nu e nouă. A, nu, e de la început, așa am spus, de la început. Nu. Da. Așa este. Deci revin în acest context. Lucrurile duhovnicești se judecă duhovnicește. A te amesteca una cu alta dă un produs toxic care pur și simplu aruncă pe om într-un haos, într-o confuzie generală și esența păgânismului era tocmai evoluția asta circulară, în care ceva se învârte la infinit. Mm-hmm. Pe când cea pe care o prezintă Biblia este lineară, este o progresie. Aceasta a produs progresul omenirii. Nu învârtirea în celelalte, aceea nu ducea nicăieri. Și astăzi, dacă e vorba să discutăm de Scriptură în contextul vremii noastre, nu cred că este cazul să ne rezumăm la înțelegerea pe care au avut-o strămoșii strămoșilor noștri cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu. Ei procedau, așa spune Pavel, cum credeau ei că e bine. Noi am fost îmbogățiți enorm tocmai de acest prodigal son, fiul risipitor, care se numește știință. Noi am fost îmbogățiți enorm astăzi. Și cu acest... Dar știință reală. Da, reală. Știință reală, nu... Ai observat că în Biblie spune, zice, știința pe nedrept numită astfel. Deci aceasta nu este... Dar ceea ce este real și sănătos și viu și demonstrabil și măsurabil și probat într-adevăr, în momentul în care acest lucru este investit în direcția înțelegerii Scripturii, se deschide un univers nu diferit, dar bogat, extraordinar de bogat. Mi se pare că Dumnezeu ne oferă nouă revelația, ceea ce eu numesc ca fiind supraștiință, pentru ca să putem face știință după aceea. Da. Deci avem o bază care este supranaturală, care ține din Dumnezeu și care îmi dă posibilitatea ca de aici încolo să construiesc cu știința pe care eu o am și care mi este la îndemână mie aici. Da. Da, eu n-aș fi putut să fac niciodată știință dacă n-aș fi știut la un moment dat aceste elemente de început. Vezi că este un Dumnezeu la capătul ăsta care îți dă posibilitatea ție să descoperi legile lui pe care le-a pus în universul acesta. Tu ești doar un ispravnic, un descoperitor. E interesant în filozofie, filozofii mai vechi, ei nu erau creatori în sensul de modele, de idei și așa mai departe. Ei doar descopereau ceva ce era dinainte pus deja și existent în structura noastră existențială, în lumea noastră. Conflictul acesta artificial între știință și Biblie, care pe mine nu reușește nici măcar să mă deranjeze, mulțumesc lui Dumnezeu, poate sunt prea prost ca să-mi fiu deranjat de treaba aceasta. Conflictul acesta artificial, vreau să spun, este o problemă de natură morală. Nu. Și uite, dăm voie să spun doar un singur. Ai observat cum s-au schimbat unii din prietenii pe care îi ai tu și îi cunoști la prima mână în momentul în care au ajuns să aibă putere politică. Te-ai întâlnit cu el după un timp și același cetățean, același coleg de clasă, de bancă al tău, deodată are o altă s-a postură. Metamorfozat. S-a metamorfozat. Sau unul care a pornit sărac de undeva și a pornit sărac și deodată are bani enorm la dispoziție. Același cetățean îl vezi stând pe vreun tron undeva, îl vezi încoronat, îl vezi într-o postură, dictează, face mișcări complet, nici măcar n-are talent să facă așa. Sunt unii din familii din astea regale sau de undeva care au talent să facă chestia asta, dar unuia chiar nu este bine. Însă vreau să spun că e problemă morală treaba aceasta. Când omul a ajuns să intre în posesia unor date sau când a ajuns la anumite concluzii, deodată i s-a îngânfat sufletul și a început să a continua să se închine. El este homo... Nu mai este fără prihană în el. Nu mai în el însuși. Da. El este homo religioso, este om religios de la naștere până la moarte, numai că își schimbă Dumnezeul. În loc să închine lui Dumnezeu din afara lui, sau lui Dumnezeu, se închină la el însuși. El însuși devine Dumnezeu pentru sine,
Asta este esența Babilonului. Ai văzut cum spune acolo, că ajunge să se închine la sine. E problemă, deci, de natură morală mai mult și spirituală. Nu sunt atâți oameni de știință care, în fața descoperirilor, au căzut în adorare în fața lui Dumnezeu, s-au prăbușit în fața, iar altul s-a umflat de mândrie, s-a îngânfat și consideră pe ceilalți proștii, a privit la distanță. Cine sunt? Aceasta a stat la baza, acesta este lucru pe care îl produce evoluționismul. Dacă ne luăm pe fir puțin tel, o să vedem că el duce pe la Auschwitz, el duce prin diferite alte locuri care, pe care istoria încă nu le-a justificat până astăzi. Ar fi interesant să discutăm care sunt consecințele, cam acolo consecințele duce evoluționismului. Păi rasa superioară. Vezi? De acolo vine. A evoluat suficient de mult încât a ajuns ochii albaștri. Da. Uh-huh. Și în închipuirea aceasta extraordinară, concluzia și consecința etică, între ghilimele, este eliminarea tuturor celorlalți. Și încă ceva, fii atent. Da. Interesant este că noi suntem într-o zonă a evoluționismului, iar evoluția umană, deci în mintea mea există o evoluție sau evoluționismul se infiltrează în multe planuri. Evoluționismul se infiltrează în religie. În momentul în care omul se îndumnezeiește. Uh-huh. Există teoria îndumnezeirii omul ascede până la nivelul de a fi Dumnezeu, da? Ok. Există evoluționismul social, în care, am spus înainte, anumite clase evoluează mai rapid și mai bine decât celelalte și asupresc celelalte castele în India, holocaustul nazist în Europa și așa mai departe. Dar și ultimul care aș vrea să-l spun și cu asta închei, există un drum destul de periculos astăzi și anume evoluționismul care va conduce pe om într-o aruncare în spiritism. Uh-huh. Pentru că ultima etapă a evoluționismului este când omul se va depăși pe sine însuși și va intra în zona spirituală umană, astfel încât el va ajunge să comunice cu tot ceea ce se numește supra-uman, renunțând la materie, omul devenind supra-om într-o teză spiritistă pe care eu o văd din ce în ce mai aproape de noi. Hai să coborâm puțin pe pământ și să vedem un exemplu practic din vremea noastră. Ce credeți că stă la baza exclusivismului religios, elitismului? Ce stă la baza ideii că o biserică este deasupra oricăror celorlalte, le condamnă la inexistență pe celelalte? Nimic altceva decât ideea evoluției, dar în domeniul spiritual. Ei au evoluat și au ajuns așa de sfinți și de importanți, încât simt nevoia să-i condamne la moarte pe toți ceilalți. Acest lucru nu îmbracă numai forme din astea sociale majore și cu războaie și cu... Ele se manifestă la nivel de familie, la nivel de relații între muncitori și așa mai departe. Bineînțeles, la scară mai mică, dar este același element în care un om pierde relația cu și dependența lui de Dumnezeu și devine el însuși. Devine el însuși Dumnezeu și unitate de măsură. Mintea lui este luată ca Dumnezeu. În Epistola către Romani, în capitolul 1, este de 3 ori repetat cuvântul acesta. Dumnezeu i-a lăsat. A treia oară când spune cuvântul ăsta, Dumnezeu i-a lăsat, se referă la faptul că Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Și nu diferă cu nimic generația noastră, foarte bine ai spus, Vali, înainte, nu diferă cu nimic de cea de la potop. Știi care era problema acolo? Era aceeași, mentală. Toate întocmirile gândurilor din inima lor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Eu iubesc Biblia datorită faptului că are curaj. Vezi, când zice minte blestemată, Biblia are un curaj pe care eu nu l-am. Uh-huh. Este decizia, concluzia și concluzia analizei lui Dumnezeu. Mintea poate deveni un focar de blestem în condițiile în care își depășește pur și simplu prerogativele ei. Raționalismul nostru devine irațional în momentul în care ne depășim limitele noastre. Da. Mă gândesc la lucrurile concrete. Dumneavoastră vă întâlniți, sunt convins, cu foarte multe
persoane și vin tineri la dumneavoastră și spun, domnul Butoi sau domnul Dănăiață, mie nu-mi vine să cred ceea ce spune aici în Biblie. Nu există nicio dovadă, știința nu aprobă așa ceva. Nu am cum să înțeleg lucrul acesta și n-am cum să-l accept. Da. Ce răspuns îi dați? Dumneavoastră vorbiți de lucrurile duhovnicești, care ar trebui să fie înțelese duhovnicește. Ce presupune lucrul acesta? Cum ar trebui să renunți la rațiune, să renunți la ce să renunți ca să înțelegi ceva duhovnicește? Păi, și să poți să accepti ceea ce scrie acolo când tu știi că de fapt, sau cel puțin așa ai fost învățat, așa ai fost educat, că nu e așa, e altfel. Da, tu știi chestia aceasta. Da. Aș vrea să dau un exemplu practic. Mă găsesc, într-adevăr, cum bine ai zis, de nenumărate ori în fața la astfel de cazuri. Și unele persoane sunt, nu sunt judecătorul nimănui. Nu pot să știu motivele din care cineva este unde este. Sunt sigur că e o problemă spirituală acolo, de un fel sau de altul. Dar uite, îndrăznesc și conduc pe acești oameni. Am avut mai mult de un caz. Mai multe. Conduc pe acești oameni într-o experiență directă. Am avut un tânăr care evoluase în așa fel încât ajunsese să-i fie greață de prietena lui. Frumoasă, una dintre cele mai frumoase familii pe care le-am cunoscut în cariera mea. Dar am întâlnit un alt om în aceeași postură și i-am pus aceeași problemă. L-am cotat să-l aduc în prezența Domnului. Zic, uite, te-am înțeles, de asta ți-ai părăsit soția, copilul, sunt probleme. Și zic, e normal să ajungi să urăști. Zic, firește, noi nu trebuie să facem efortul ca să urâm. Vine de la sine. Dar zic, te întreb, dacă Domnul ar dori să-ți schimbe inima, ai vrea să primești o inimă schimbată în problema aceasta? Și a zis, nu. Eu așa ceva, nu. Și s-a tras înapoi. A, pocăința este un element de teamă. Mm-hmm. Și n-a vrut omul. Da. Nu a vrut. Convingerea mea este că sunt oameni pe care îi judecă doar Dumnezeu, în mod sincer, dar care atunci când vor fi aduși într-o relație personală și directă, ei și Dumnezeu, și când vor accepta ca Dumnezeu să se manifeste în viața lor, să știți că Dumnezeu nu întârzie cu treaba aceasta. În încheierea Evangheliilor și în Faptele Apostolilor se repetă acest lucru. Zice, Dumnezeu lucra cu servii lui și confirma ce ziceau ei. Uite, eu îți spun asta de eu, nu am puterea să... Dar uite, Dumnezeu îți va confirma dacă lucrul acesta este adevărat sau nu, îți va confirma, va aduce convingere în mintea ta, care este tot un dar de la Dumnezeu. Deci, Marius, să vă întreb ceva. Ați dat exemplul pe care l-ați dat cu tânărul care a acceptat, v-ați rugat și s-a schimbat. Cineva ar spune, domnule, nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva. Nu cred, adică așa, din ce? Din ce motiv i s-a schimbat lui inima? Nu pot să spun, nu știu. Cum de a iubit-o când până acum o ura? Dar știi ce dragoste? N-ai văzut, rar ai văzut așa ceva. Aveți o explicație? Faptul de a nu crede este o opțiune pe care noi o luăm la un moment dat și este o realitate pe care nu mai putem schimba la alt moment ulterior, pentru că Sfânta Scriptură spune că credința vine de la Dumnezeu. Yes, e un dar. E un dar. Noi ne naștem ca un om al religiei cu mare înclinare spre a crede. Dar așa cum un copil este credul la un moment dat, crede orice îi spui după ce a fost mințit de câteva ori, începe să fie reținut, apare așa numită îndoială filozofică și nu mai poți face să creadă nimic. Viața are pregătită pentru noi asemenea șocuri și este adevărat că societatea în care ne mișcăm noi șochează în așa fel încât este greu să mai crezi ulterior. Am ajuns să credem că necredința este o virtute. Astăzi, dacă întrebi pe cineva ce este mai onorabil, să crezi sau să nu crezi, foarte mult din generația mea spun că este mult mai preferabil să nu crezi decât să crezi. Pentru că cel puțin te scutește de dureri. Da. Interesant. Am ajuns aici. Îndoiala filozofică este atât de larg răspândită încât devine un viciu
puternic cu care noi ne luptăm de fapt astăzi ca pastor, ca biserică, suntem confruntați față de lucrul acesta. Dăm voie puțin, Marius, să merg câțiva pași înapoi. Ce se întâmplă cu oamenii care nu cred? Și Nicu a spus pur și simplu, Dumnezeu le poate schimba mintea, le poate schimba inima. Și este una dintre realitățile cele mai frumoase ale lucrării lui Dumnezeu în viața ființei umane. Una dintre cele mai frumoase minuni. Aș vrea doar să spun un lucru, adăugând la asta, pentru cei cărora le place să fie raționali în momentul discuției acesteia. Spune așa, Romani, capitolul 1, același capitol pe care l-am mirit Nicu înainte, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei, că și le-a fost arătat de Dumnezeu. Dragii mei, știința a făcut mari servicii rațiunii umane. Și a făcut eforturi mari să o scoată din limitele ei, pentru că rațiunea, ea însăși, se limitează pe ea însăși atunci când are anumite pretenții, și anume că doar lucrurile pe care ea le poate înțelege există. Asta este o limită pe care și-o autoimpune. Pentru că tot filozofia spune că rațiunea are rațiuni, orice rațiune, orice judecată rațională, la un moment dat are o contrarațiune, un contrasistem de judecată. Vreau doar să spun un lucru. Lumina este una dintre aceste enigme care acționează frumos asupra noastră. Că l-a întrebat Domnul pe Iov, ce tu știi pe ce cale se împarte lumina? Ia, se împarte lumina. Corpuscul sau un corpuscul sau undă. Care dintre ele? Sau când intri în fizica cuantică și afli că un electron poate să iasă pe două ferestre în același timp, ce zici? Nu se poate. Ba, se poate. Astfel încât atomul... Nu e rațional. Nu e rațional. Atunci, atomul sfidează legile spațiului, se sfidează legile timpului, se sfidează toate legile pe care noi le știm. Și intrăm într-un univers multidimensional în care Dumnezeu a creat o realitate pe care eu nici măcar nu pot înțelege, cu atât mai mult exprima. Uitați-vă, vă rog, în Ezechiel, capitolul 1, în care la un moment dat un om, Ezechiel, îl vede pe Dumnezeu și când îl vede pe Dumnezeu nu înțelege nimic din ceea ce vede acolo. Ezechiel, capitolul 1, este demonstrația cea mai clară a unei enigme din punct de vedere al cunoașterii. Și Dumnezeu, când face ca să apară în Scriptură, momentul acela este un moment în care nouă ni se cere să fim cuminți. Un moment de cumințenie. Ni se spune, chiar dacă m-ați vedea, tot n-ați pricepe. În final, în Apocalips, ni se spune că pentru a înțelege Universul lui Dumnezeu, cei mântuiți vor trebui să fie întotdeauna cu Iisus Hristos. Și Iisus Hristos le va explica Universul. Fără Iisus Hristos, Universul acesta chiar fizic, material, ca să nu vorbesc de Universul supramaterial, ar fi la un moment dat imposibil de înțeles. Nu de cunoscut, de înțeles. Sunt structuri supraumane care nu sunt pur și simplu în concordanță cu înțelegerea mea. Nu le pot înțelege. Îl întreba pe Iov, spre exemplu, zice, știi tu cum se mișcă ursa mare cu puii ei? Legăturile găinușii. Da, și legăturile din... erau... astronomii acum au descoperit aceste mici constelații care se mișcă sincron cu constelația Ursa Mare, în ciuda legii galaxiei din care fac parte. Ele nu votează cu țara lor, ele votează cu asta. Și Domnul întreba, te pricepi la unii oameni au zis, zice, de ce face Domnul lecția asta de zoologie acolo cu Iov? Mm-hmm. Păi uite de ce face lecția de zoologie acolo. Domnul zice, Iov, tu vorbești despre Dumnezeu, văd că îl definești pe Dumnezeu, ai concluzii despre El, tot felul, îl judeci, îl califici, toate astea. Domnul zice, am o întrebare, te pricepi la animale? La animale, da. Ia spune-mi cum se întâmplă cu tare treabă. Tu știi când... Caprele sălbatice. Tu știi treaba aia? Doamne, pe mine, dacă tu nu știi cum fată capra, cum știi tu, mă, despre Dumnezeu? Asta este exemplu. Ascult și eu oameni așa care le cutieră mintea de te dore capul pe unde umblă săracii și zic, Doamne, să nu cadă de acolo că se prăpădește sărmanul. Ameții, da. Dar pe Iov această întrebare îi adresează însuși Dumnezeu, dacă vorbim de evoluție. Discutăm, îl treabă, dacă tu nu te pricepi la animale, la capre, nu te pricepi la toate cât i-a spus acolo, pești, la ce se întâmplă acolo, cum poți tu să-ți arogi
această poziție de a-L măsura și a-L cântări și a-L încadra pe Dumnezeu. Și asta se aplică în teologie. Acum vin de la Andrew și am discutat cu unul dintre profesori și am spus că ar trebui să definim puțin limitele noastre, adică să avem bun simț în cercetare, pentru că nu te poți duce undeva unde nu aparții. Dar numai o clipă îngăduiem. Nu pot să subestimez sau să ignor faptul că oamenii care ocupă o poziție diferită, oamenii aceia nu au un suport aici în Biblie, pentru sau contra. Nu pot să spun că cei care ocupă o poziție teologică diferită, să zicem, de a mea sau de a ta, nu au un suport în Biblie. Să zicem, trinitarieni, antitrinitarieni și așa. Dacă îi cauți pe oamenii aceia, au un suport aici. Nu pot să spun că fenomenul creaționist sau evoluționist nu se bazează pe ceva. Vreau să spun că dacă umbli după suport, ai să găsești pentru ceea ce umbli și că, în final, totul este o problemă de alegere. Da. Lucrul ăsta e foarte important. Totul este o problemă de alegere. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, zic, Doamne, ce e omul. Și când altul privește cerul și știe cu toate, Doamne, ce e omul. Înțelegi? Sunt aceleași vorbe, dar sună puțin diferit. Am vrut să aduc în discuție smerenia aceea orientală provocată de Confucius, care spunea la un moment dat, tu care nu știi ce e moartea, cum îndrăznești să vorbești despre ce e viața? Da. Cum facem noi aici deosebirea între, sau unde credeți dumneavoastră că se îmbină credința cu rațiunea, până unde merge una, până unde merge cealaltă? Ne supui la o întrebare pe care n-a rezolvat-o mileniile și nu o să o rezolvăm noi acum la îmi cer scuze Nu. Ești numai ecoul la generații întregi de oameni care aceeași întrebare și-a adresat-o. Există un risc destul de serios în cercetare. Personal nu cred și n-am văzut niciodată că Dumnezeu ar recomanda închistarea sau ignoranța sau reflexia aceasta mistică, ruptă complet de realitatea vieții de fiecare zi. Nu se vede așa ceva. Crede și nu cerceta. Da, nu, la Dumnezeu nu este așa ceva. Dimpotrivă, am văzut că El a lăsat să te zbați, să lupți, să te chinui, să stai și să storci creierii și să aduni dovezi și te pămânești că te împiedici de ceva exact. Uite, asta îmi trebuia și e providențială situația aceea. Dar riscul cel mare e cel din capitolul 1 din Romani. S-au fălit că sunt înțelepți. Asta însemnează mândrie. Zice, și-au nebunit. Și după aceea, în psalm, spune nebunul, după ce a nebunit, deci zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Ăsta e procesul. De aceea, cred că... Da. Poți lăsa să citesc. Da, zice că dacă ceva. S-a făcut o descoperire unuia care stă jos, cel dintâi să tacă, așa că sunt... ceea ce ai spus tu, Eclesiastul spune așa, și ăsta este omul religios. Uh-huh. Iată cum procedează omul religios, zice, mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndelenicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiul oamenilor. Da. Omul religios nu e ăla care nu se luptă, care nu transpiră. Exact ceea ce ai spus înainte. Scuze-mă că am întrerupt, dar... Și în toate domeniile. Eu n-am văzut mari oameni ai lui Dumnezeu fiind ignoranți. Eu am văzut că dintre cei care au făcut cele mai mari descoperiri au fost oamenii ai lui Dumnezeu, dar s-a întâmplat că unii au alunecat dincolo de marginea prăpastiei. Dawkins, englezul, până la un moment dat a vorbit despre Dumnezeu și acum e ciudățenie, zic ăștia, băi frate, omul ăsta până ieri a spus că universul așa cum este reclamă existența unui creator, orice minte inteligentă, astăzi a venit și ne-a spus că universul așa cum este, nu duce lipsă de un creator. El poate să existe fără necesitatea unui creator. El a căzut din cărucior, bietul om, a alunecat și a căzut. Îmi pare rău. A trecut dincolo. Adică ce arată Pavel în epistola aceasta către romani este o primejdie care paște și pe un pastor și pe un om de știință și pe un om oarecare care lucrează. Corect. Poate cineva să ajungă în postura aceea în care să se fălească și să nebunească. Păi zice acolo că omul nebun spune nevoie, că nu există de asta Dumnezeu. Am nevoie de Dumnezeu ca să nu mă fălesc, că dacă îl văd în prezența lui Dumnezeu, spune Ioan, zice, am căzut la picioarele lui ca mort. Și Isaia, care condamna lumea întreagă, vai, Israelule, ești putrezit din crește până în tălpi. Când a văzut pe Domnul, atunci a spus, zice, sunt un om pierdut.
Iar Ioan Botezătorul a cerut să fie botezat când l-a văzut pe Iisus. Nu putem să acționăm în viață despărțiți de Dumnezeu, că nebunim în mod sigur. Nebunia ne așteaptă pe toți. Orice fel de realizări, în orice domeniu, trebuie să se desfășoare în Dumnezeu ca să mă poată ține om. Că nu mai sunt om dacă, dacă am ieșit din cadrul acesta. Nenorocirea noastră este că după ce am cercetat și am încercat să vedem cum crește un pom, după asta ne-am luat ca sarcină și ne-am luat tupeul să cercetăm în același fel pe Dumnezeu. Am zis că putem să facem același lucru. Aici este greșeala. Nu e vorba că eu n-am voie să cercetez pomul cum crește. E foarte bine. Acolo voi învăța ce e gravitația, că mărul cade din pom. Dar eu nu pot să-mi permit vreodată să cred că eu pot să am aceeași atitudine față de Dumnezeu, care este cu totul de altă dimensiune, în altă ipostază. Mi-aduc aminte de Iov, care spunea, până acum urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut. De aceea pun mâna la gură și tac. De asta spun, tăcerea este unul dintre gesturile și actele de profundă înțelepciune a ființei umane care se întâlnește cu Dumnezeu. Mai mult decât atât, filozofia spune așa, că există două părți ale universului existențial. Există partea umană, care se numește partea fizică, și există partea supra-umană, care se numește metafizică. Între cele două părți ale existenței există o barieră teribilă, numită bariera cunoașterii, pe care nu poate trece ființa umană. Asta nu spune Scriptura. O spune omul care a gândit. Omul care a gândit. Iar fiind sub această barieră, de asemenea, din punct de vedere științific și filozofic, eu trebuie să accept această tăcere. Pentru că Dumnezeu este deasupra acestei limite. Iar revelația n-a făcut altceva, revelația este călcâiul lui Dumnezeu care a spart această limită și a adus cunoaștere în lumea mea. Asta este revelația lui Dumnezeu pentru care eu îi mulțumesc. Dacă eu chestionez revelația aceasta, înseamnă că eu nu-mi dau seama de bariera aceasta a cunoașterii pe care Dumnezeu a spart-o de dragul meu și a venit în întâmpinarea nevoilor mele. Ori Scriptura cu asta se ocupă. Cu coborârea lui Dumnezeu către mine ca un dar frumos, plin de har, ca să-mi lumineze viața și ca să mă lumineze pe mine și să pot construi o știință datorită a ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru mine. Îmi permit să-ți ajut puțin. Revelația nu este descoperirea mea cu privire la Dumnezeu. Aceea duce eu de multe ori la demonism. Ci este descoperirea de sine a lui Dumnezeu către mine. Am avut un profesor la un curs care a venit și ne-a spus că noi suntem furnica de pe cizma vânătorului în relația noastră cu Dumnezeu. Ce pretenție hai ca o furnică să știe istoria vânătorului, ce familie are, ce copii nu are, deși vânătorul e acolo. Nimic. Aștia suntem noi și Dumnezeu. Și baia închisă, ăsta a fost cursul lui pe care l-a predat acolo. Cum s-a terminat, moderatorul a venit imediat și mi-a dat microfonul. Și am zis, domnule, n-am cerut microfonul. Aha, deci ai ceva de spus. Bun, sigur, mi-a dat microfonul. Profesorul era adventist, între altele, vreau să zic, venind de la universitate de acolo. Și am spus, domnul profesor, exemplul pe care l-ați ales este foarte nefericit. Pentru că, în timp ce vânătorul acesta nu se poate face cunoscut pe sine acestei furnici, Dumnezeu nu este ca vânătorul acesta. El are această putere de a vorbi limba furnicii, de a vorbi ca o furnică cu furnica. Acesta este Dumnezeu, zic. Sunt cutremurat când mă gândesc la așa ceva. Și zic, a pune lucrurile în cutie aceasta, pur și simplu alienează pe un om complet de Dumnezeu. În felul ăsta noi suntem dependenți de Dumnezeu, sub aspectul ăsta. Suntem dependenți frumos, minunat. Dependență. Se vorbește mereu să cultivăm legătura cu Domnul, să facem, să ținem așa. Și noi știm că noi nu facem treaba asta. Dar o zice mereu, cum ai zis tu, batem într-o oală spartă cu o lingură de lemn acolo. Toca, 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 asta este. Nu despre aceasta este vorba. Nu ce legătură țin eu cu Dumnezeu, ci ce legătură ține El cu mine. Eu pe asta contez. Pe legătura mea cu El nu pot să contez. Eu când am terminat emisiunea asta, am să uit, am să mă duc în lumea mea.
dar nu voi putea, nu mă pot îndoi nicio clipă că Dumnezeu va continua să mi se descopere mie. Avem fata noastră cea mică dată și m-a chemat la consilierie, a crescut aici în America și știe și ea scaun, m-a chemat la, să stau pe scaun și ea mărturisea problemele ei și mi-a spus, tată, venise de la, de la o așa numită oră de rugăciune și a venit sărmana cu aceste două idei acasă. Tată, dacă eu nu iubesc pe Dumnezeu de ajuns, sunt pierdută. Și am spus, fiica mea, zic că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere cât de mult iubești tu pe Dumnezeu, ci cât de mult te iubește El pe tine. Și am dat textul din Biblie, noi îl iubim fiindcă El ne-a iubit mai întâi. Zic, noi ce culmul îl iubim, noi este răspunsul. Fetița venise de la ora de rugăciune cu ochii la ea. Uitase de Dumnezeu. Și a doua întrebare care mi-o pune la fel de înfrigurată, tată, dacă rămâne ceva care nu e desăvârșit în viața mea la venirea Domnului? Și am spus, uite, fata mea, Domnul și-a dat cuvântul că va duce la bun sfârșit ce a început în noi. Da. Nu despre tine e vorba. Cel ce lucrează în tine. N-a mai avut răbdare, a țâșnit după scaun, a legat pe hol, s-a dus repede la soție, la mama ei și a spus, mamă, este cât de mult El ne iubește pe noi și, mamă, El va termina tot, mamă, știi? A prins într-o clipă. M-a impresionat mintea copilului. Aici trebuie să fie centrul atenției noastre, să ne uităm țintă, spune Biblia, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Da. Dacă aveți ceva în legătură, dacă nu mai am o... Îmi pare rău de înalta critică. Îmi pare rău de acei oameni care se ridică atât de sus încât nu-i dau voie lui Dumnezeu să fie Dumnezeu în lumea noastră. Noi avem nevoie de minunile lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de intervenția Lui. Noi avem nevoie de un Dumnezeu supranatural care să depășească ceea ce sunt eu, pentru că în aceeași măsură am nevoie de dragostea Lui. Dacă dragostea Lui e la fel ca mine, eu am pierdut. Dacă dragostea Lui este supranaturală, cum este și puterea Lui supranaturală, eu de-abia atunci pot să încep să trăiesc. Apostolul Pavel spune că noi trăim prin Iisus Hristos, că El este pentru noi știință, înțelepciune și răscumpărare. Uneori noi nu înțelegem de ce Iisus Hristos este știința noastră, dar în minutele astea pe care le-am petrecut împreună, poate că puțin am reușit să înțelegem că fără Iisus Hristos știința noastră e zero și cu Iisus Hristos știința noastră începe să existe. Este sensul real al vieții noastre și al perceperii adevărului, pentru că creștinul, biserica, religia se bazează pe adevăr, adevărul lui prin care există și adevărul meu. Am vrut să vă întreb, da, vă rog, dacă... Vreau să spun că îi avertiza Pavel pe Coloseni să nu cumva să vă fure cineva cu filozofia sau cu înțelepciunea aceasta care desparte pe un om de Dumnezeu. Mama lui Wesley i-a spus când a plecat în America, a zis, mamă, de unde să știu cum o să fie bine, cum o să fie rău? Zice, fii atent, copile. Când simți că un anume lucru care poate să fie convențional bun te separă de Dumnezeu cumva, cum ar fi succesul în lucrarea lui Dumnezeu, spre exemplu, te separă de Dumnezeu, nu mai simți nevoia să te mai rogi, că ești tare, ești, n-ai treabă, uite ce bine este treaba. Zice, când ai observat așa ceva, să știi că acela e un mare rău, depărtează de așa ceva. Și acesta a fost criteriul și acesta trebuie să fie în permanență pentru noi, nimeni să nu vă fure cu așa ceva. Iartă-mă, eu spuneți întrebarea. Merg mai departe pe ceea ce a spus dumneavoastră. Nimeni să nu te fure cu o filozofie. Stai față în față cu două persoane diferite, unul vine cu o interpretare, altă cu altă interpretare. Poate și unul are argumentele lui și celălalt are argumentele lui. Ce faci? Pentru că și unul și altul spune că vorbește de la Dumnezeu și unul și altul spune că din Biblie îți vorbește și a extras informațiile și ideile. Dacă îmi îngădui, e o problemă. E serioasă. Primul lucru de care vreau să mă asigur este că îi iubesc pe acești oameni. Și câteodată va trebui să mă lupt pentru aceasta, cum le-am spus unor frați care m-au auzit în ce hal și au zdrobit soțiile când au venit la credință, le-au omorât, am zis, băi băieți, până n-am auzit povestea asta, v-am iubit, acum trebuie să mă lupt să vă iubesc. Da, mă lupt și tot vă iubesc, dar trebuie să mă lupt, adică nu mai e același lucru. Trebuie să mă asigur că iubesc pe oamenii ăștia, indiferent. Iov spune, cel ce sufere
are dreptul la mila prietenului lui, chiar dacă ar deveni un ateu, adică ar părăsi frica de cel atotputernic, este expresia aceasta. Deci trebuie să mă asigur că iubesc acești oameni, indiferent și independent de păcatele, de filozofiile, de teoriile pe care le-ar presupune persoanele lor. Să mă asigur de aceasta. Dacă nu sunt în această atmosferă, Dumnezeu nu va putea lucra prin mine. Va fi o problemă serioasă. Am mers cu un doctor într-o călătorie și el se declarase ateu. Și mi-a părut bine că a mers. Soția mea era foarte credincioasă. Și atunci ne-am rugat împreună cu soția mea: Doamne, ia fă tu niște treburi acum pe traseu. Poate omul ăsta e sincer, omul ăsta este convins în felul acesta. Va veni vremea, spune Biblia, când unii vă vor omorâ convinși că fac o slujbă lui Dumnezeu. Deci poate să fii convins un om că... Și am zis: Doamne, fă tu niște treburi care sunt. Domnul a zis: mie cam frică să mergem la Istanbul, că am auzit că aia te ciupesc pe acolo, te fură alea, nu știu ce. Și am spus: domnul, dacă e posibil așa ceva, păi da, zic, eu am pe cineva la Istanbul. Nu există așa ceva, domne. O aveți pe cineva la Istanbul? Cum să n-am? Păi de aș merge altfel dacă n-aș avea. Și am plecat. Ajungem la Istanbul și printr-un foarte interesant incident ne întâlnim cu fostul ambasador al Turciei la București. Dăm peste el din întâmplare. I-am cerut o informație și am cerut în engleză și a spus, zice, vorbește românește, că eu am fost la București. Acest domn ne duce la restaurant, ne dă masă bună, ne duce la hotel, își dă cardul acolo și spune: rămâneți aici cât de mult veți dori. Dă comandă unui șofer cu mașină să ne ducă, să ne arate tot Istanbulul, să ne treacă Bosforul, să ne... Nu-ți imaginezi ce ni s-a putut întâmpla. Noi aveam 3 lei în buzunar și nu știam cum să tragem de ei ca să reușim să ajungem în viața acasă. Și el a făcut treaba asta pentru noi. Vreau să vă spun că doamna aceasta nu înceta să se închine când a văzut așa ceva și zice: cum să... Nu v-am spus, doamnă, că am pe cineva? Lasă-mă, că acum mi-am dat seama că nu aveai pe nimeni. Tu ai zis de Dumnezeu că ai pe Dumnezeu la Istanbul. Zic asta, am vrut să zic, da, normal. Că... Și l-am văzut pe domnul doctor pentru prima dată vorbind cuvinte de creștin și de credincios. Am ajuns înapoi, dar era tăcut, nu era pași foarte prudenți. A fost perea: domnule, mă faci să-mi vine să cred altceva până la urmă. Când văd întâmplări din astea. Am ajuns la vamă înapoi în România, 12 km de mașini. Se întâmplase un incident în vamă, în 3 zile de-abia o să trecesc. Căldură, mizerie, una alta. Acolo a căzut credința omului și a zis: aici nici Dumnezeu nu mai are ce să facă. S-a terminat. Soția lui: nu ți-e rușine, n-ai văzut ce s-a întâmplat, cum poți să spui așa ceva? Și zic: domnul doctor, cum puteți spune că nici Dumnezeu nu are ce să facă? Dumnezeu are ce să facă. Nu știu ce va face. Indiferent ce va face, eu îl iubesc din suflet pentru ceea ce face el. Dar ca să spui că nu... Adică ce vrei să spui, spune doctorul, că o să vină Dumnezeu în dreapta ta, o să stea lângă tine și tu cu mașina ai să mergi și ai să treci vama. Ce vrei să spui? Și dacă trebuie, de ce nu? A trântit ușa la mașină și a plecat după apă împreună cu soția mea și cu soția dumnealui. Eu am încercat să mă odihnesc puțin acolo, dar un polonez m-a mișcat pe spate, zice: te caută cineva. Ei nu ajunseseră prea departe, erau 200-300 de metri și era un ofițer de vamă, era comandantul vămii de fapt de acolo. Mă întreabă, zice: tu ești cu mașina asta de Argeș? Zic: eu sunt, da. S-a uitat la mine, zice: mă duci până la Pitești? Cu toată plăcerea. Am înțeles ce însemna vorba asta când mi-a spus, zice: urcă-te în mașină. Fluier, băi, veniți înapoi, am strigat pe tot, haideți înapoi, care-i treaba? Haideți înapoi! Și domnul comandant al vămii Giurgiu, se așează, dacă cineva îi trebuie numele, pot să-i comunic, se așează în dreapta mea și domnul doctor cu soția dumneavoastră care se închinau, erau în spate pe bancă acolo. Domnul doctor avea o față lungă și obrajii căzuți, nu mai știe ce să creadă și domnul comandant spune, zice: ești din linie, zic, mi-e puțin frică, zic, uite, au răsturnat pe ea cu mașina care a vrut să iasă. Să ia înainte și a spus cât sunt eu aici și unii încercau să stea și comandantul spunea: pârtie, pârtie, adică dați-vă la o parte, însemna. Și ne-a dus exact până în vamă, nu s-a oprit mașina, le-a făcut semn, s-a ridicat bariera și am trecut exact cum a spus domnul doctor. Nu crezi că o să vină cineva să stea în dreapta ta acum, să te ducă acolo și să ridice bariera. Și s-a sfârșit cu faptul că omul acesta a ajuns să predice despre Dumnezeu. Vă mulțumesc mult de tot pentru idei. Ideea finală e idei că Dumnezeu dă pe scurt. Dumnezeu dă și credința noastră
și aplicația ei, înfăptuirea ei. Și tot nu credința suspendată în aer, care nu este susținută de dovezi puternice ale lui Dumnezeu, dar spune, însușirile lui veșnice se văd lămurit dacă te uiți cu băgare de seamă la ele. Dacă le ignori sau alegi să le ignori, ești liber să faci și lucrul acesta. Da? Din păcate, timpul nostru a trecut foarte repede. S-au mai iscat 1000 de întrebări în urma discuției. Ar fi meritat să continuăm.